3 minute de noroc de la Noroc TV și a desemnat câștigătorul primei ediții. Dorin Pănuță este cel căruia Dumnezeu i-a pus mâna pe cap. Îl așteaptă un contract semnat cu renumita casă de discuri Music Master, un CD cu melodii alese și un videoclip pe care îl vei putea viziona și tu. Ați putut urmări la Noroc TV proiectul 3 minute de noroc, un show care permite oricui să se manifeste și să-și arate talentul întregii țări. 25 de participanți s-au pregătit inițial pe linia de start, însă pe parcursul mai multor etape a fost ales doar unul și doar el s-a ales cu premiul mare. Un show muzical. Premiul mare constă în înregistrarea unei piese într-un studio profesionist. În primul rând, un contract cu casa de discuri Music Master, după înregistrarea unei piese și filmarea unui videoclip, care apoi să fie promovat la TV Noroc și la Radio Noroc. Nopți de vis, șoapte de dor aprins, obișnuiau să punem nume stelelor, pâine în zori. Dorin Pănuță, câștigătorul primei ediții a 3 minute de noroc, este tulburător de impresionat de faptul că a luat premiul mare, deoarece nici nu se aștepta. S-a înscris în proiect doar pentru ca să-și încerce norocul. Ei, și cum totul vine când te aștepți mai puțin, așa s-a și întâmplat. Este student la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, specialitatea canto popular. Am trăit niște emoții, serios. Nici nu venea să cred că pot să mă urc pe scena aia, sau când am ieșit în scenă, îmi tremurau și mâinile și picioarele tot. Prin ce anume i-a impresionat Dorin pe cei din juriu și care au fost criteriile de selectare? În primul rând am încercat să urmărim prestația lor în scenă. Cât de bine știu să interpreteze, să reinterpreteze o piesă din repertoriul propriu sau al unui interpret. Nu le-am pus prea multe restricții, rigori, i-am lăsat să ne cucerească, pur și simplu. Mă simt îndrăgostit, de tine am fost vrăjit, dar ochii tăi mi-au arătat cum să iubesc cu adevărat. În scurt timp, Dorin va intra în studio pentru a munci și a da viață cântecelor sale, după care va alege o piesă pentru a realiza un videoclip alături de echipa Noroc TV. Săptămâna aceasta începem înregistrarea în studio profesionist și după aceasta filmăm și videoclipul pentru Dorin. Dorin Pănuță este un băiat care crede în talentul său și deja știe că va ajunge departe, datorită perseverenței, bineînțeles. Așa a arătat prima ediție a concursului 3 minute de noroc. Sunt încrezut în sine, faptul că muncesc mult și poate că din lipsă financiară nu reușesc să le fac pe toate decât le am în plan. Și sper că pe viitor, sper că poate cu ajutorul vostru, acum câștigând acest proiect, deja este un prim pas foarte important în, poate în ceea ce vreau să fac pe viitor. Prima ediție s-a încheiat. Abia așteptăm să urmărim dacă va rezista Dorin în lumea dură a showbiz-ului. Însă trebuie să vă aducem la cunoștință că al doilea sezon de 3 minute de noroc și-a dat startul. Urmărește-l și dacă vei urma niște sfaturi de la profesioniști, atunci îți dăm întâlnire în studiourile Noroc TV. În primul rând, să-și învingă emoțiile și frica. Pentru că înscris în proiect deja este dovadă de un prim pas de curaj, că și-au învins curajul. Le doresc mai multă răbdare,